Andrei, capitan de două meciuri, 6 puncte, cum a fost meciul ăsta? Un meci foarte greu, am întâlnit o echipă foarte bine organizată. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Cred eu că am reușit să stăm foarte compacti, am stat foarte bine defensiv și chiar dacă am avut ocazii multe, am reușit să dăm un gol și să luăm 3 puncte. Am văzut la un moment dat că ai fost lovit. E ceva serios? Suporterii noștri au de ce să se teamă? Nu, a fost un duel normal la cap. M-am lovit puțin, am reintrat în meci, dar nu este nimic grav. Ce părere ai de suporterii ăștia minunați care au venit în număr atât de mare la Craiova? Se știe că aici mereu vin suporteri foarte mulți. Un stadion foarte frumos, păcat de această suprafață, că este sub orice critică, chiar este dezastroasă. O atmosferă frumoasă, ca de obicei. La Craiova mereu vin mulți oameni la stadion. Crezi că suprafața de joc a avut și ea un aport în lipsa de spectaculozitate a acestui meci? Nu știu ce să zic. Cred că noi cu multe echipe care jucăm din prima ligă o să avem meciuri foarte dificile, pentru că majoritatea o să stea mai mult defensiv, să încerce să joace contraatacul. Bineînțeles, e și un factor suprafața, pentru că noi suntem o echipă care vrem să avem posesia și să fim foarte combinativi. Pentru noi urmează meciul de la Hunedoara din cupă. Se știe că în Ardeal și în zona aceea, mai ales în Hunedoara, Deva, avem foarte mulți suporteri. Ce ai să le transmiți să vină la stadion? Îi așteptăm un număr cât mai mare. O să fie un meci frumos. Sunt sigur că o să fie stadionul plin și să se bucure de fotbal, pentru că au reușit, cred eu, o performanță frumoasă și să se bucure de acest meci. Mulțumim foarte mult, Andrei!